Firefly Kids! Bună, dragi licurici! Eu sunt o fetiță foarte curată. Asta și pentru că printre pasiunile mele se numără și băile. Da, îmi place să fac băi lungi și parfumate, să fie liniște, să miroasă frumos, să fie curat. Chiar acum sunt în baie. Deci, ce credeți că urmează? Pregătirile. Durează mult să pregătești ceva special. Prima oară când faci baie, trebuie să ai un prosop cu care te vei șterge când vei ieși din baie. Mă duc să-mi aduc un prosopel. Bun, prosopul este aici. Nu mă pot îmbrăca cu aceleași haine când ies curățică. Trebuie să-mi aduc și niște haine proaspete. Când voi ieși din cadă, voi îmbrăca această rochiță. Și acum să pregătesc cada într-un mare fel. Întâi și întâi am să pun niște sare de băiță pentru o piele fină și catifelată. Stați să vedeți ce pun acum. Spumant în formă de ponei, preferatul meu. Uite, așa că este drăguț? Să-l turnăm în cadă! Iar acum să punem apa. De bine arată, dar mai trebuie să pun ceva. Petale de trandafir, un răsfăț. Ce frumos arată! Superb! Cada arată minunat, totul miroase minunat, dar parcă aș mai adăuga câteva mirosuri să dau cu spray-ul meu preferat. Ce bine miroase! Bun, mai am nevoie de fen, să mă usuc pe păr, de să pun lichid, să pun solid, am și un burete. Totul este aranjat, îmi mai trebuie niște bețișoare de ureche și peria ca să mă piaptă bine când ies din cadă. Bun, acum că le-am adus și pe acestea, ca să creez o ambianță plăcută, îmi voi aduce casetofonul să pun o melodie lentă și plăcută. Bun, casetofonul este aici, mai am doar două lucruri care pot face o baie perfectă. Un suc delicios pe care îl voi savura în cadă și o prăjitură pe cinste. Bun, totul este pregătit. Am să vă arăt și cremele mele cu care mă voi unge când voi ieși din cadă. Cea verde este de mentă, iar cea roz este de piersici. Și acum e timpul de relaxare. Da, ce poate fi mai plăcut de atât? Muzică bună, un suc perfect, toate sunt pregătite să mă relaxez. Lisa, ai încuiat ușa la baie? Lisa? Cine e? Da, eu am încuiat-o, fac o baie. Serios, Lisa, cum ți-ai găsit să faci baie în mijlocul zilei? Fac pe mine! Nu pot să te las să intri, abia m-am băgat în cadă. Acum, serios, Lisa, este o urgență, ieși puțin afară. Te rog,
abia m-am băgat în cadă. Du-te în curte, fă ceva! M-aș fi dus în curte, Lisa, dar am nevoie la baie pentru felul 2. Ah, insuportabilule! Bine, am să ies 5 minute, să fii gata rapid. Oh, mulțumesc, surioară! Termin rapid! Dar ce ți-ai aranjat aici? Hai, repede, lasă până la vrăgeala! Că mi se răcește apa! Hai! Interesant ce-a făcut aici! Mi-a pus și puțin suc! Ups, am scăpat puțin pe jos! Nu-i nimic, șterg cu hârtie igienică! Văd că mă așteaptă și o prăjiturică! Bun, hai că nu mai e ud pe jos. Aici ce-o fi având? Ups, a căzut. Gata, ies că îngheață-mi prosop. Lisa, am terminat, poți intra. Ah, ce bine, pot să-mi continui ședința de relaxare. Ah, ce-ai făcut aici? Mi-ai băut sucul! Mi-ai mâncat prăjitura! Ai dat pe jos hârtie igienică! Mi-ai udat prosopul! În baie nu mai am spumă și... Și... Ce urât miroase! Adio, baie de relaxare!